Când vine necazul și durerea, Dumnezeu este cu tine. Nu dispera niciodată. Atunci când vin încercările mari, oricât ar fi financiare, orică sunt indeză, ești handicapat, orică ești, ai o problemă emoțională, orică ai o problemă spirituală, orică ai o problemă financiară, Dumnezeu se ocupă de tine. Dumnezeu se ocupă de noi. Slăvit să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie Domnul. Haideți să deschidem Scriptura la 2 Corinteni, capitolul 1, citim 3 versete de la 8 la 10. Pagina 1128. 2 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 8 la 10. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Bancă încă ne spunea gândul că trebuie să murim pentru ca să ne punem în crederea nu noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că încă ne va mai izbăvi. Amin. Amin. Rog frumos să vă reașezați. În această epistolă, în aceste versete care le-am citit, Sfântul Apostol Pavel relatează că și putem observa că și-a deschis inima lui și a mărturisit dragostea pe care o avea lui neclintită, nelimitată, față de cei din Corint, de cei din biserică, în ciuda afecțiunilor lor nestatornice. Mai mult decât atâta, una din grijile mari și din necazurile pe care le avea Apostolul Pavel era prezența a unumitor învățători falși care afirmau că sunt apostol și pătrunseră în biserică. Un alt lucru, aceștia afirmau despre ei, despre propriile lor idei și descreditau persoana Apostolului Pavel și mesajul Apostolului Pavel. Istoria vorbește că acești oameni, acești învățători, pretindeau că sunt urmașa lui Hristos, dar de fapt ei se prezentau ca descendenți al lui Moise. Nu știm ce a fost acolo la Efes, însă apostolul Pavel a avut o experiență îngrozitoare. Nu cunoaștem multe detalii, știm că a plătit un greu tribut pentru ceea ce li s-a întâmplat. Dar din toată această situație prin care apostolul Pavel a trecut, el a învățat câteva lucruri și a descoperit un adevăr mare. Adevărul care l-a descoperit apostolul Pavel a fost că Dumnezeu, în ciuda obstacolelor, în ciuda frământărilor lui, a necazilor prin care a trecut, apostolul Pavel a descoperit că Dumnezeu este cu el. Noi trebuie să înțelegem că atunci când vine necazurilor, uneori nu ne trezim decât când vine necazul. Dar în ciuda tuturor necazurilor care vin, noi trebuie să știm că Dumnezeu este și rămâne cu noi slăvit să fie numele Domnului. Prorocul Isaia la capitolul 41 cu versetul 10, el ne spune așa de frumos și scrie în cartea prorocului Isaia, Nu te teme! căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, că eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, eu îți vin în ajutor, eu te sprijinez cu dreapta mea biruitoare. În vremurile de necaz, de frământări, noi nu trebuie niciodată să ne temem. Dar de ce să nu recunoaștem că ne temem de cele mai multe ori? Trăim vremuri foarte grele, dragii mei, trăim într-o generație foarte disperată. În această generație suntem informați, titlurile ziarilor ne informează zilnic, mass media ne informează, ne raportează perspective amenințătoare. Auzim în fiecare zi despre crize, despre depresii, despre manifestări, despre nemulțumiri, despre terorism despre divorțuri, despre certuri, despre boli incurabile, despre vești de războaie, războaie, despre dezastre naturale, despre poluare, despre copii abandonați, bazocoriți, despre bătrâni abandonați, despre tineri și bătrâni care nu mai au nicio nădejde, care nu mai știe încotro să se ducă, care au o stare de neliniște continuă. Și într-o vreme ca aceasta, Dumnezeu ne informează, Dumnezeu ne avertizează și Apostolul Pavel ne îndeamnă. Dumnezeu se ocupă de noi. Dumnezeu se ocupă de fiecare din noi, slăvit să fie Domnul. În seara aceasta, împreună, vreau să vă prezint trei lucruri în care observăm că Dumnezeu s-a ocupat de caz. În Evanghelia după la capitolul 5, de la versul 25 la 34, Descoperim acolo că era o femeie care avea un handicap fizic. Și Scriptura relatează despre această femeie că ea era bolnavă și avea o scurgere de sânge de 12 ani. Scriptura relatează că această femeie suferise foarte mult și s-a dus și suferise foarte mult de la mulți doctori. Este foarte interesant ce scrie aici. A avut cunoștință se observă că această femeie nu a fost oarecare, a avut posibilități financiare, dar în ciuda tuturor faptelor că a avut relații, probabil a avut cunoștințe, mai mulți medici, ea suferise în urma medicilor pe care i-a vizitat ca să se ocupe de ea. Ea cheltui, se spune scriptura, tot ce avea pentru ca să devină sănătoasă și nu simți, se spune Biblia, nicio ușurare, ba încă, relatează în versetul 26, partea aceea versetului, că starea ei era mai rea. Cu toate acestea, i ea auzise vorbind de să de Domnul Isus Hristos. Atunci a zis, acum pentru că am auzit vorbindu-se de el, a venit pe dinapoi prin spatele mulțimii și s-a atins de pola hainei lui. Și relatează Scriptura că în disperarea ei, pe care a avut-o pentru că nu mai avea nicio nădejde, în credința ei s-a legat doar de haina Domnului Isus Hristos. Atunci când ești bolnav, atunci când treci prin situații groaznice și îngrozitoare și suferinde, vei face orice, orice ca să fii sănătos. Nu contează care este prețul, dar vrei să fii sănătos. Mi-am adus aminte de bunica mea. Bunica mea când trăia, în permanență ea ne spunea așa, că ea ne spunea nouă când o năcăjeam. Zice, abia aștept să mor, atât am înăcăjit. Eram zece în casă. Și cu tata, cu mama, 12 și cu ea, 13 în caz. Și mai făceam nezbătii ca copii. Și când o supăram, când vrea să doarmă, noi făceam gălăgie. Când vrea să facă ceva, făceam noi ceva. Când făcea mâncare, ba făcea ceva. Când făcea clătite, ba le făcea și nu le avea, păcăsă, uita, nu mai avea niciuna. Și aveam tot felul de năzbâti în capul meu și în capul nostru. Așa că, uneori, când era supărat, o zis, abia aștept să mor. Vedeți, așa de ușor spunem abia aștept să mor. Dar știți ce s-a întâmplat, nu prea a fost ea bolnavă, a venit o vreme la, la o vârstă înaintată, când avea aproape 80 de ani, când s-a îmbolnăvit așa dintr-o dată, brusc, și apoi a chemat pe tatăl meu și a zis, te rog frumos copile, să chem niște doctori, să vină să vă vadă că nu mă simt bine că-s bolnav. A venit doctorul i-a dat un tratament și a doua oară zice, te rog frumos, spune să-mi dea niște injecții, să mă fac bine, că nu vreau să mor. Iar noi, cum eram așa și cum ergeam și mulți băieți, ne-am zis la ea. bunică, dar nu de mult, dar ieri la ter ziceai că vrei să mori și acum nu mai vrei să mori. Vedeți, așa de ușor e, când vine încercarea și moartea, nimeni nu vrea să pleci, Toată lumea vrea să rămână. Noi cântăm aceea, Doamne, vrei să fim pregătiți de cer? Vrem, Doamne, să vedem cerul, dar când vine încercarea, tot de pământ suntem legați. Femeia aceasta a auzit că nu mai este speranță, a auzit că nu mai este nicio nădejde și a auzit că prin cetate trece Isus. Așa că a zis, acum eu cred că dacă mă ating de poala hainei lui, voi fi vindecat. Și când s-a atins de poala hainii lui în mulțimea aceea, se întoarce Domnul Iisus Hristos și întreabă, cine s-a atins de mine? Și ucenicii parcă văd că îi spune, învățătorule, dar ce întrebare stupidă pun. Cum adică cine s-a atins de tine în mulțimea asta? În mulțimea asta pui astfel de întrebări, cine s-a atins de mine? Dar Domnul a zis, nu, de a mine s-a atins cineva, că din mine a ieșit o putere. Era credința acelei femei când te atingi de, de Domnul Isus Hristos, când trece prin adunare, când trece printr-o și te atingi de el prin credință, puterea din el trece în tine și vei fi vindecat, slăvit să fie în numele Domnului. Așa s-a întâmplat cu femeia bolnavă de sânge, cu scurgere de sânge, și a fost vindecată. Dintr-o dată i-a izvorul de sânge în numele lui Isus Hristos, slăviți să fie Domn. A avut handicapul acesta și atunci omul când are un handicap, când trece prin suferință, face orice, ia a înțeles că acum este momentul, acum ori niciodată mă voi atinge de pala hainii lui Isus Hristos. În seara aceasta, te rog în numele Domnului Isus Hristos, orice problemă ai avea, Atinge-te, îndrăznește de poala hainii, El este în biserică, slăviți să fie numele Domnului! Biserica asta e frumoasă, dar vreau să vă spun, bisericile toate sunt frumoase, dar niciuna nu e a noastră. Mă duc la ce biserică? La biserica noastră. Care e biserica voastră? Păi, Micalaca, care e a voastră? Betlem, care e a voastră? Gloria, nu e niciuna noastră! În Scriptură spune că biserica nu e a noastră. Zice, biserica, casa aceasta, este casa mea și ea se cheamă o casă de rugăciune. Nu e a noastră, e a lui, slăvit să fie Domnul. Când înțelegem că biserica e a lui, el se prezintă în ea și își desfășoară slujba de preot, de medic, de salvator și de mântuitor, slăvit să fie Domnul. Al doilea lucru. Dumnezeu se ocupă de oamenii handicapați. Această femeie a avut parte de vindecare pentru că Dumnezeu s-a ocupat de ea, pentru că ea a înțeles că trebuie acum ori niciodată, mă voi atinge și vei primi vindecare și a primit. Dar Dumnezeu nu numai de oamenii handicapați se ocupă. Dumnezeu se ocupă și de cei care sunt disperați din punct de vedere emoțional. În Matei la capitolul 15, de la versetul 21 la 28, Scriptura relatează despre o altă femeie, o cananită, care a venit la Domnul Isus Hristos strigând: "Ai milă, Doamne, de fiica mea, pentru că este muncită de un duh." Domnul Isus nu i-a răspuns niciun cuvânt. De multe ori și noi strigăm către Domnul când avem o problemă și nu știm de ce Dumnezeu nu ne dă răspuns la rugăciunile noastre. Mai trece un timp, mai trece un timp. Și nu înțelegem versetul care spune, salmistul care spune, eu aștept în tăcere ajutorului Dumnezeu. Noi nu avem nici, nici, nici răbdarea de a aștepta în tăcere și am vrea ca Dumnezeu să fie la dispoziția noastră cum vrem noi. Doamne, acum te chem să mă ajuți în suferință? Să vii! Doamne, vreau să mă vindeci? Să mă vindeci! Doamne, vreau să intervii în casa mea? Să intervii! Doamne, vreau să mă ajuți copilul la facultate? Doamne, să vii! Doamne, vreau să mă ajuns feționar, Doamne, să vii! Doamne, vreau să scap de, de datorii? Doamne, îți mulțumesc! Și noi îl folosim pe Dumnezeu ca și cum El ar fi la cheremul nostru, la dispoziția noastră, cum vrem noi așa să fie. Dar Dumnezeu rămâne, este și va fi Dumnezeu. Și Scriptura spune că El este Sfânt, de trei ori Sfânt. De trei ori este Sfânt. Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului, rămâne Sfânt. Dar întrebarea se pune, noi mai suntem Sfinți? Fiți Sfinți, căci și eu sunt Sfânt. Mai suntem Sfinți? Domnul vrea să lucreze în casa noastră, Dumnezeu vrea să vină în familia noastră. A venit odată și o, 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 o tânără la mine și a zis, frate, aș vrea cu tare, aș vrea cu tare, aș vrea cu tare și. Tu chiar vrei, zic, ca Dumnezeu să vină să te ajute? Da, vreau. Păi, uite, ca Dumnezeu să te ajute. Știi că El vrea să te ajute pe tine, dar tu să faci trei lucruri. Dar ce trebuie să fac? mai greu ce spune eu să faci. Uite, dacă vrei ca Dumnezeu să vină la problema ta și să te înțeleagă pe tine ce ai de făcut, pe Dumnezeu să te înțeleagă, să te înțeleagă părinții, uite, când te duci acum, să nu mai vii la mine, la mine vii, că duminică dacă te văd la biserică, eu o să te acostez și o să zic, ai făcut ce ți-am spus. Și i-am spus lucruri minore să fac. Asta și s-a uitat că ce lucruri îi cer. Păi uite, mama nu mă lasă, mama nu mă lasă la biserică. Mama e așa, mama e așa. Uite, vrei tu ca Dumnezeu să lucreze la cauza ta? Dar vreau. Păi uite, te rog frumos, uite ce trebuie să faci. Câți ani ai tu? 24. N-ai vrea tu acum, săptămâna următoare, pe când mă întâlnesc cu tine și cer trei lucruri. Te pui și aspiri tot apartamentul. Te pui și faci curat. Te pui și speli geamurile fără să te pună mamă ta. Și te pui să faci încă un lucru care crezi tu că trebuie făcut, care știi că îl face mai ta. Frate, nu mă lasă. Nu mă are numai pe mine. Vrea să facă ea tot. că nu știu. Păi nu știi, faci cum știi. Și a făcut. A venit la biserică și am întâlnit-o. Am văzut că zâmbește, știa că trebuia să facă ceva, că zâmbește. Cum este? S-a mirat mama mea. Ce s-a întâmplat cu tine? Ce te-a învățat ea la biserică? Păi n-ai tu că nu te lasă la biserică? Păi e bine la voi la biserică. Cum de te-ai pus tu să faci asta singur? Uneori când vrem ca Dumnezeu să intervină la problema ta din casă, Vrea Dumnezeu să intervină la problema ta. Știi cât câteodată vii și zici, Doamne, vreau să intervin! Doamne, am atâtea probleme, am atâtea facturi de plătit, Doamne, vino, Doamne, intervino cu, Doamne, vreau să plătesc facturile, nu știu cum, Doamne, intervino. Și te miri ce cere Dumnezeu ca să intervină. Să faci o binecuvântare cuiva. A venit o soră în vârstă, când eram în slujbă la Slatina și a rugat-o frumos și am zis, soră, nu te supăra, Domnul te iubește pe dumneata, mă iubește, te iubește mult, da, dar mult te iubește, foarte mult. Atunci, soră, am așa o întrebare, dacă te iubește Domnul așa de mult, dumneata n-ai putea să dai în fiecare zi un leu pentru Domnul. Frate, păstor, eu sunt o bătrână neputincioasă. Eu am o pensie așa de mică. Eu dacă dau, eu mor. Mai este în Biblie una care a zis că moare. Ia și fiul ei, știți? A venit omul lui Dumnezeu și a zis, mi-a copiii ăștia, fă ceva! Că mi ia că dator, soțul meu când trăia la datorie și a venit acum stăpânul să-mi ia copii, fă ceva și în loc să ajute omului Dumnezeu ca s-a dus acolo, auzi femeie, ce ai acasă? Păi ce să m am așa puțin dacă fac eu mâncare asta, păi fă -mi mie. Dragii mei, când vrem ca Dumnezeu să intervine la problema noastră, Dumnezeu ne cere ceva să facem întâi, înainte ca să primim. Suntem obișnuiți să cerem lui Dumnezeu, Doamne, dăm, Doamne, fă Doamne, ajută-mă, Doamne, ascultă-mă, dar prea puțin îi oferim lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea timpul tău, vrea timpul tău să fii la repetiție, vrea timpul tău ca să fii aici la cor, vrea timpul tău să fii la studiu biblic, vrea din timpul tău să-ți faci timp pentru a veni la rugăciune, vrea din timpul tău să-ți faci timp pentru a veni la casa lui Dumnezeu. Nu să spui că ești obosit, nu să spui, Doamne, vină în casa mea și tu n-ai timp pentru Dumnezeu. Dumnezeu vrea să faci ceva. Femeia aceasta a venit și a zis, Doamne, învățătorule, ai milă de mine, fiica mea este muncită de un duc, te rog, ai milă. Și ce crezi că au făcut ucenicii? Iisuse, spune să plece. Nu vezi că strigă după noi? Ne deranjează. Strigă după noi. De multe ori, când strigă cineva, suntem deranjați. Dar știți ce spune o cântare? Că se cântă, la Betlen se cântă, dar și la dumneavoastră. Strigă către Domnul, orice ce te abas. Strigă către Domnul, căci El nu te lasă. Astăzi mai vin în biserică câteodată și nu mai strigă nimeni. Dar când merg la meci de fotbal, toată lumea când dă un gol, strigă cât îi ține gura. 7, 10, mii, 15, mii în gura mare. Gol! Și sar în sus de bucurie. Și când e Hristos în biserică și când zice, zice frații, slăviți să fie Domnul! Unii mai dormim. Uităm să zicem amin, așa? Adică așa să fie iubiții mei. Știți că nu-i greu. Cine Ce cere Domnul? Să fim atenți să zicem amin. O zis Domnul, slavă Domnului! Slavă Domnului, amin! Doamne ajută-ne! Vrem, Doamne, să intervin! Iisuse, zi să plece, că ne deranjează! Dar ea avea o mare problemă. Ai vrea tu să ai aceeași probleme ca și ea? Poți să-l faci pe unul să tacă când are o durere mare, să nu țipe, să nu urle, să nu plângă? Maica mea era bolnavă și când s-a îmbolnăvit n-a suferit multă vreme, a suferit puțin timp, dar așa de mult suferea, așa de mult o durea durerile, încât mai târziu, după ce au murit, am înțeles de ce o strigat așa, de chiar dacă lua și morfină ca să nu, să nu o doară tare, țipa groaznic. Stăteam la etajul 6 la bloc și când veneam și intram la lift să iau liftul să merg acasă, o auzeam de la lift, de jos, de la, de la parter, o auzeam cu un stipă și cu un strig. Au venit vecinii și au zis, domnul păstor, dar să mai termin o dată femeia aia, fă ceva! Și am încercat să fac, să, -mi... să nu strige. Dar vă întreb pe dumneavoastră, când te doare ceva, nu strigi. Când te doare ceva, nu te rogi. O, Doamne, ai milă de noi! Când ai o problemă emoțională, când ești disperat emoțional, strigă către Domnul, căci El nu te lasă, slăvit să fie Domnul. Al treilea aspect. Al treilea aspect, Domnul Isus și Dumnezeu se ocupă nu numai de problema problema unui om handicapat, nu numai de problema unui om care e disperat din punct de vedere emoțional, dar el se ocupă și de problema ta spirituală. El se ocupă de oamenii care sunt disperați din punct de vedere spiritual. Luca 23, de la 39 la 43, erau doi tâlhari și Isus era în mijloc răstigniți. Și îl bazocorea unul din tâlhari și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și ia mântuiește și pe noi, că de aia ești Fiul lui Dumnezeu. Iar celălalt l-a înfruntat. Nu te temi tu de Dumnezeu? Tu care ești tu aceeași o sândă? Nu te temi tu care ești aceeași o Noi ne merităm moartea, dar El nu-și merită. Pentru noi este drept că am făcut o viață risipită. Noi primim răsplata datorită fără de legilor noastre, dar El, El n-a făcut nimic. Și tâlharul acesta, a aveat o problemă spirituală. Dar a crezut în Domnul Isus Hristos, învățătorule, aduți aminte când vei veni în împărăția ta. Și ce a zis Domnul Isus? Azi vei fi cu mine în rai, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, frați și surori, Dumnezeu se ocupă de fiecare din noi, Dumnezeu s-a ocupat de femeia aceea bolnavă cu scurgere de sânge, dar în disperarea ei s-a legat de poala hainii lui Hristos aici, femeia cananeancă, în disperarea ei, ea s-a legat, s-a legat aici, spune Scriptura, că în disperarea ei, ea s-a găsat de o fărămitură care rămânea de la masa, de la masă, înțelegând, odată și pentru totdeauna, acum, ori niciodată. În momentul când ești într-o stare de criză și în momentul când ești într-o stare deplorabilă și nu știi ce să faci, zici așa, ori acum, ori niciodată. Așa a fost tâlharul de pe cruce. Era momentul să strige către Dumnezeu și a strigat. Și Dumnezeu l-a ascultat, slăvit să fie. S-a gățat de un muribund, de cel care era ca și el răstignit pe o cruce. Măriți să fie numele Domnului. Înțelegi tu, dragul meu, fratele meu, sora mea, dragii mei, înțelegem noi că astăzi este momentul când Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru El în ciuda tuturor problemelor, în ciuda tuturor acestor lucruri, Dumnezeu astăzi ne cheamă pe fiecare din noi. Ne cheamă să fim foarte atenți. De aceea Duhul Dumnezeu ne cheamă pe fiecare din noi cu propriile noastre situații cu propriile noastre probleme, frământări, frustări, căderi, astăzi prin credință să pășim în pocăință și să venim să primim mântuirea veșnică, înțelegi că astăzi e momentul? Pentru ca să înțelegi și dacă ai înțeles că acum, ori niciodată, te rog, nu renunța. Aș vrea să vă arăt trei lucruri în care să ne punem speranța în Dumnezeu. În primul rând, nu te teme și nu descuraja niciodată, oricât e problema de mare. Puneți toată încrederea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Că știm că ce este siguranța este că atunci când îndrăznim la El, El ne ajută. 2 Corinteni, capitolul 1, de la 8 la 9, citesc versetul 9. Spune așa Apostolul Pavel. El ne-a izbăvit și El ne izbăvește dintr-o astfel de moarte. Și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. În vechime, marinarii care călătoreau mult pe mare, se legau de catargul corăbii atunci când erau furtuni foarte groaznice. Și făceau lucrul acesta că pentru ca să nu fie uh, omorâți, ca să, fie, ca să reziste acolo. La fel în furtunile noastre, dragii mei, în furtunile noastre de zi cu noi trebuie, în viața de credință, să ne legăm de Domnul Isus Hristos și atunci vom fi totdeauna deasupra, nu vom fi de desubt. Vrei să te legi în această seară ca să fii deasupra de Domnul Isus Hristos? El este aici. Femeia trebuia să alerge să caute pe Isus. Dar astăzi noi nu trebuie să alergăm. Isus este aici. Te atingi de El, primești vindecare. Te atingi de El, primești ușurare. Te atingi de El, primești iertare. Te atingi de El, ești ridicat, slăvit să fie Domnul. Are Domnul putere, slăvit să fie numele Domnului. A doilea lucru. Dacă vrei să înțelegi că în seara aceasta nu trebuie să fii descurajat, nu trebuie să te temi, nu trebuie să fii fricos, să zici ce va fi mâine, ce va fi poi mâine, cum mă voi descurca, cum va interveni Dumnezeu. Încredințează soarta mâna Domnului și El va lucra. Slăvit să fie Domnul. Aveam mari probleme în viață, multe frământări. Și am zis, Doamne, nu mai știu ce să fac. Doamne, nu știu cum o să mă ajut. Doamne, atât de greu mi este. Doamne, plouă în casă, casa ai făcută, nu e acum. Doamne, ce să fac? Și ce a făcut un frate? Ce pot să fac? M-am dus la conducerea bisericii, m-am dus la pastor. Uite, frate, uite cum sunt, uite în ce. Și fiecare. Prin fiecare Dumnezeu mi-a dat o lecție. Orice am cerut, prima dată am cerut de la părinți, după aia am cerut de la rude, după aia am de la frații mei de corp, după aia la colegii mei de lucru. Și ce credeți că răspuns am primit? Nu. 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 Îmi întrebam, era supărat, am venit acasă, m-am săturat de nuuri. M-am rugat și am zis, Doamne, nu, nu. Dar Domnul mă a mă forma, mă dăltuia. Și când nu mai credeam că există vreo speranță, când nu mai credeam că Dumnezeu poate să intervină, veneam de la servici într-o zi și când să dau colțul pe strada mea, văd că în fața casei mele era o mașină. Nu știam cine mașina, nu știam acum. Văd că sunt niște frați. Când m-am apropiat, mi-am dat seama că sunt trei frați. Un frate în vârstă și doi tineri din Biserica Gloria. Unul era lui fratele Iovu, unul era nelublig. Nu știu ce caută la mine acasă. Am venit, i-am întrebat, pe tine te așteptăm. Am dat mâna cu fratele și m-am dat seama că n-am cu cine să vorbesc, că la vorbea engleză, nemăcar că nelublig mi-a tradus. Și eu zis așa, mă întreabă fratele care venea din America. Mă întreabă așa, frate Nelu, adică frate Nelu, frate, Că nu știa cum mă cheamă el. Frate, am o întrebare, zice, poate două scurte, când dumneavoastră să spui cu da și nu. Aici, în casa ta, treci printr-o problemă gravă și deosebită și ai nevoie de ajutor, da sau nu? Cum să spună un americanul ăsta că treci pentru o problemă deosebită? Noi și când trecem prin probleme deosebite, e greu să spunem. Așa că, dacă are știa, frate, dar știi, și arată fratele din America, uite-te la casă, că nu e acoperită. Și la urmă am zis da. Și zice, al doilea lucru, știi că Dumnezeu mi-a vorbit în toi de noapte în America să vin la adresa asta aici? eu am zis, nu știu. Și cum a venit? Cum a ajuns la mine întrebări? Dar credeți că m-a lăsat să spun ceva? Nimic. Am vrut să intre în curte, am vrut să vadă casa, am vrut să facem o rugăciune. Dar el n-a vrut nimic. Mi-a dat un plic în mână, m-a strâns în brațe, a plâns, a pus mâinile peste mine și acum eu plec bucuros că ce Domnul mi-a descoperit s-a devenit că-i da și amin. Ca apoi se aflu că de fapt el a venit la București, la București a întrebat unde e Aradul, că nu o știut, cei de la București, fratele Bocheanu, l-a trimis la Arad, de la Arad fratele Bocheanu l-a trimis la fratele Ardeu, iar ei spunând că trebuie să ajutăm pe cineva, că ne-a vorbit Domnul, fratele Ardeu, da, au fost aici, avem un frate care uite așa și așa și așa, așa, dar când m-am dus la el au zis că nu, nu se poate, și acum fratele Ardeu, du-te la adresa aia. Și eu luat fratele Ardeu pe aia și o dus acolo. Întrebarea, dragii mei, când vine necazul și durerea, Dumnezeu este cu tine. Slăviți să fie numele Domnului. Nu dispera niciodată. Atunci când vin încercările mari, oricât ar fi financiare, oricât ești handicapat, oricât ai o problemă emoțională, oricât ai o problemă spirituală, oricât ai o problemă financiară, Dumnezeu se ocupă de tine. Dumnezeu se ocupă de noi. Slăviți să fie numele Domnului. De aceea suntem chemați, la al doilea lucru, să ne reînoim încrederea noastră în abilitatea lui Dumnezeu. Dumnezeul oricărui har care v-a chemat la Hristos Iisus în 1 Petru 5, 10 cu 11, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme. Vă va, va, va descoperi, vă va, va, va desăbrâși, vă va, va întări, vă va, va da putere și vă vor face neclintiți, slăvit să fie Domnul! Suferința aici pe pământ e de o clipă, dar în cer cu El vom fi o veșnicie, slăvit să fie numele Domnului! Bazați-vă și puneți-vă toată încrederea, renuiți vă încrederea în abilitatea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului! Și cel de-a treilea lucru, atunci când vin necazurile, un alt lucru care trebuie să-l facem este să ne odihnim viața în veșnicia lui Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 17. Spune Sfântul Apostol Pavel, pentru că l-am trimis pe Timotei, care este copilul meu preibit și credincios în Domnul, El vă va, aduce de, vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos. Trebuie să vedem dincolo de împrejurările în care ne aflăm. Altceva vine reînnoiți-vă și odihniți-vă viața în veșnicia lui Dumnezeu, oricât e încercarea de mare. Dincolo se va termina cu durerea, se va termina cu încercarea. Au fost în viața mea de slujitor multe încercări, au fost multe frământări, au fost multe lupte, au fost multe lipsuri, au fost foarte multe. Dar în anumite ipostazii ale vieții am venit la Domnul Isus, am sunat pe frații slujitori, pe cei care erau în conducerea noastră, să-i întreb, frate, am multe întrebări, vreau răspunsuri. Spuneam odată unui frate, frate, când mă voi duce în cer, atâta vreme duc cu mine și n-am primit răspuns. Primul lucru care ajung acolo îl întreb pe Domnul Isus Hristos, Doamne, asta ce mai însemnează? La care un fiind bătrân, fratele, s-a uitat la mine, dacă ai ști că și eu am atâtea întrebări și n-am primit răspuns. Dar răspund ceva, vreau să spun, când îl vei vedea pe El, pe Isus, față în față, nu mai ai întrebări. Se vor șterge acolo lacrimile și durerile, nu mai ai întrebări, nu mai ai nedumeriri, pentru că îl vezi pe cel pe care l-ai slujit față în față. Rămâi credincios! În seara aceasta, fratele meu și sora mea, vă îndemn în numele Domnului Iisus, Biserica din Micalaca, rămâneți pe temelie credincioși, cu siguranță că sunt oameni handicapați cu probleme cu anumite handicapuri. Cu siguranță că între dumneavoastră sunt persoane care au probleme emoționale. Sunt probleme, sunt între dumneavoastră oameni cu probleme spirituale. Sunt între dumneavoastră oameni cu probleme spirituale. Dar Isus Hristos este rădejdea noastră. Isus Hristos este speranța noastră. Isus Hristos este mântuirea noastră. Atingeți-vă de El în seara aceasta și veți pleca Afericiți, slăviți să fie numele Domnului, fie ca Duhul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu să treacă de la inimă la inimă. Și când plecăm de aici spre casă, să plecăm zidiți, întrucât El este nădejdea noastră, El este bucuria noastră, slăviți să fie Domnul. Aruncați-vă toate problemele voastre și îngrijorările voastre. Cui, spune apostolul Petru? Aruncați-vă toate problemele și îngrijorările voastre Domnului și spune Biblia și El va îngriji de voi. Știți ce m-a făcut să mă duc înainte? Știți ce m-a făcut să merg așa, călcând pe urmele Domnului Isus Hristos și să mă duc cu Elan înainte, în ciuda tuturor loviturilor? Nu am să vă dau numai un exemplu, gândiți-vă dumneavoastră, vă, vă, amintesc, prima mea predică când am ajuns în Slatina, știți care a fost? Am citit despre Zacheu. Eu vin de, am venit de la Biserica Gloria, toți o știți, și apoi am venit, că am fost aproape patru ani la Biserica Elim din Viena, tot o biserică mare. Ajung la Slatina, într-o biserică, unde erau 20 de oameni. Și vreau să-mi fac și o prima predică să predic despre Zacheu. Deschid Biblia, citesc despre Zacheu și în timpul predicii mele, dintr-o dată o soră care era mult mai aproape decât frații de la Col sau de aici, decât familia Piu, dintr-o dată nu mai aud o voce așa puternică de o soră foarte voluminoasă care îmi zice, taj mă, că sunt îndemnată de Duhul Sfânt să cânt o cântare. Dragilor, cu toată experiența mea de tinerețe, de la 15 ani am predicat, n-am știut ce am citit, n-am știut unde se găsește Zacheu în Biblie, deși acolo era deschisă Biblia, m-am blocat total. Ăsta a fost începutul slujirii mele în Slatina. Nu vreau să vă mai spun că în timpul altei predici, dintr-o dată sunt oprit, frate, am văzut o lumină, am văzut mai multe lumini, am o vedenie, taci că vreau să o spun! Acum am fost deja obișnuit aici, nu mai m-am panicat așa, că eram obișnuit cu astfel de situații, zic, bun, spune, ce vedenie ai avut? Și ce credeți că vedenie am avut? Ce, domnule, când ne-am rugat, am văzut în jurul becului mai multe lumini strălucitoare, și eu îl întreb, da, și a întrebat pe domnul ce -s? o să domnul că nu știe, mai rogă o dată. Dragii mei, nu e ușor pe drum, dar cu Domnul e bine. Cu Domnul poți să duci toate, cu Domnul Isus este cu tine în frământări, în necaz, în durere, în ispite, în încercări, în toate Domnul nu ne lasă cântăm acea cântare, Domnul nu ne lasă slăvit să fie nume Domnul. Și cântau copiii la școala duminicală și eu eram învățător de copii la Gloria și le spuneam, eu sunt cu voi în orice zi, glorie Domnului. Vreau să spun că Domnul e cu tine, handicapat, bolnav spiritual, bolnav emoțional, mai ești probleme în toate felurile, Domnul este cu noi. Să nu ne pierdem nădejdea, căci Domnul nu ne lasă Slăviți să fie Domnul. Domnul să vă binecuvânteze, să vă întărească pe dumneavoastră și pe mine, ca să facem voia Domnului și să trăim în ascultare și în sfințenie, ascultind de El și de poruncile Lui. Amin.